Cea joană, tată, până una alta. Spuneam, omul ăsta m-a intrigat de mult, de când îl tot aud cum vorbește în off despre PSD și despre caracterul lor. Am văzut și în clipulețul ăla postat pe YouTube cum îl făcea pe Victor Ponta. Vedeți, când omul vorbește la supărare sau într-un context care îl poate avantaja, câtă dreptate are. Un om lipsit de caracter, îi spune, un mic tiran, un om care căruia îi se urcase la cap, care să credea Dumnezeu. Dacă ar fi avut un pic de cultură, Victor Ponta, ar fi rostit celebra frază pe care a preluat-o Pap Diouf de la Ludovic, că-l țineți minte, când la 2 săptămâni înainte să moară patronul lui, Robert lui Dreyfus, la vila din Elveția, Pap Diouf i-ar fi spus așa: luem si moi! El era salariat. Sigur, era președintele clubului. Da, îi se urcase așa de tare la cap, încât avea impresia că el conduce. Și ăla muribund, fiind, avea leucemie. Mai trăi 2 săptămâni de la întrevederea asta de care vă povestesc. L-a dat afară atunci. I-a zis, te poți întoarce cu avionul meu, dacă nu ajungi la Marseille, du-te direct acasă, că nu mai ești președinte. Te-am destituit acum. Asta a apucat să-i spună. Victor Ponta, probabil că atunci când Mircea Joan înregistra pentru YouTube filmulețul respectiv, s-o fi lăudat în stânga și în dreapta, rupându-și hainele și nasturii de pe el: bă, PSD-ul sunt eu, mă! În goată spun, dacă ar fi avut, stați că trebuie să încântăresc un pic cuvântul aici, ar fi avut o rezonanță politică, o încărcătură, dacă putea să îmbrace vreodată haina unui șef. Da? Dacă îl cuprindea cu adevărat funcția asta. Însă nu s-a ridicat niciodată până la rangul ăsta. Era fost un... La ei tot așa sunt termenii. Baroni, jupâni. Am mai ajutat noi și cu nababi ăla. Nu, niciunul niciodată n-a fost un adevărat titulescu. Să spun așa, și cu substantiv comun. N-a fost niciodată niciunul dintre ei. Pentru că dacă ar fi ajuns la un nivel dintre ăsta, chiar să fie... E un pericol, sigur, Victor Ponta, dar... E o stârpitură. Adică, la nivelul politicii, lamentabile. Nu va fi niciodată un nume în politică. Sunt și dictatori care, într-adevăr, au schimbat cursul istoriei. El este un tiran, dar deci gheab. Ok? Dacă ar fi fost un mare tiran, putea să dea România încă unul. Uite cum a fost, de exemplu, Neanicu. Într-adevăr, avea o cultură chiar sub al lui Victor Ponta și o pregătire. Dar a ajuns, până la urmă, la niște dimensiuni de adevărat tiran. Istoria îl reține la acest capitol. Victor Ponta ar fi putut, strângându-și nasturii care mai rămâneau după criza aia de isterie pe el, așa, îl cuprinde, că el este tras prin inel, îl cuprindea asta, cu strângându-și așa și pălmuindu-l pe Mircea Joană, care se afla în genunchi lângă el, să spună chestia asta. PSD sunt eu. Într-un moment ăsta de nebunie, sigur, atunci aia baronii, jupânii să se întrunească, vorbească cu mâna la gură, să spună cum ar fi trebuit să facă și comuniștii lui Dej atunci, haideți să terminăm cu ăsta. Da? Haideți să terminăm cu el, că nu mai a luat o razna Victor Ponta, el nu mai știe cine a fost sau de ce l-am pus noi în această funcție. Nu, însă nu cred că este cuprins totuși de o asemenea nebunie. Dar poate cine știe dacă va deveni președintele României, așa cum îi prevăd sondajele, să ajungem și acolo. Rămân un pic la Mircea Joană, pentru că mă preocupă starea asta de fățărnicie ultimă. Deci, mai fățarnic și mai ipocrit decât Mircea Joană, n-ai cum să fii. Deci, l-am auzit eu cu gura mea când a spus atunci când l-au dat afară din PSD că este un partid de mafioți, un partid de nenorociți, un partid de potlogari, un partid de neisprăviți, că fură, că nu știu ce. L-am auzit cu gura mea spunând despre Victor Ponta că este un tiran, că e un mincinos, că e un om periculos. Și fiți atenți acum ce spune. Este pur și simplu jalnic că într-un moment ca acesta, adică o campanie electorală de o asemenea amploare, de o extremă importanță pentru România și pentru Uniunea Europeană, să nu găsim la nivel politic și de opinie publică temele care frământă Europa. Adică el le-a găsit, dar este stupefiat că restul națiunii nu reușește să îi se alăture. Este vorba de imigrație, de șomaj, este vorba de Europa care nu-și găsește un răspuns omogen privind marea provocare la care Federația Rusă ne supune. Nu este vina candidaților, deși chiar și ei trebuia să facă mai mult.
Ei sunt niște actori într-o scenetă politică în care un președinte iese cu steaguri în spate, cu mesaje cu violență verbală, cu o calitate atât de scăzută a limbajului. Sunt de vină și cei care intră în jocul lui, care îl avantajează. Jocul, a fi spus Neaimi. Fie o face din disperare, folosind ultimele cartușe, ultima brumă de putere politică. E numai ultimele cartușe le-a tras atunci cu tine. Fostul președinte pentru o noapte, fraților, să nu uităm lucrul ăsta, a subliniat. Românii nu vin la vot spunând nu merită să-mi pierd timpul cu unii care și-așa merg la Bruxelles și fac nimic pentru noi. Uite ce spuneam eu înainte. Românii au văzut europarlamentarii români certându-se ca la ușa cortului, cu un limbaj de mahala, ceea ce i-a făcut să-i considere inutili în ceea ce înseamnă reprezentarea problemelor românilor la Bruxelles. Păi nu, te-a auzit pe tine, mă. Dacă nu te-a auzit, eu te le spun eu acum. Cine ești tu? Bă, când spui chestiile astea despre colegii tăi, sigur, reale, absolut adevărate, asta spunem și noi despre PSD. Le știm, fără să fie chestiile probate în justiție. Și fără să fie exista Mircea Joană. Aș fi avut același discurs, că doar nu l-am așteptat pe Joană ca să spun toate lucrurile astea. Nu? Dar odată ce ai spus asemenea lucruri despre PSD, nu mai poți să vii și să pretinzi că alții au un limbaj de mahala și că tu ai dreptate. Pentru că nu mai departe de ieri sau alaltă, vă citeam tot așa din Mircea Joană un citat, un text, în care el spunea toți politicienii adevărați cred că ei sunt cei din tâi. Nu fac excepție. Eu cred că aș putea să câștig alegerile prezidențiale, dar dacă va candida Victor Ponta, voi face tot ce pot ca să-l ajut. Deci, atenție la nuanță. El va câștiga, sigur. Victor Ponta, nu evident, dar dacă el va fi în spatele lui Victor Ponta, adică partidul îl va numi în slujba lui Ponta, el îl va ajuta pe Victor Ponta să câștige. După ce l-a făcut albie de porci în atâtea rânduri. Astea sunt doar două chestiuni pe care le-am dibuit. Eu nu știu ce face Mircea Joană în zilele lui libere sau când se duce cu cei dragi la munte, rahatul ăsta de munte românesc. Nu știu ce face. Îmi imaginez însă că albie de porci îl face pe Victor Ponta. N-am de ce să mă îndoiesc dacă el și-a manifestat deja dezaprobarea public în două sau trei rânduri față de el. E, un om ca ăsta vrea să ajungă președintele României sau dacă nu va ajunge, își va ajuta adversarul, practic. Nu e prieten, e un adversar, Victor Ponta. Seama acasă la Joană. Dacă Victor Ponta va ajunge președinte, și mai tânăr, și mai înalt, da? Și mai glumeț, și mai cu priză la muieri, ce îi va face lui dragostea vieții lui? Îi va spune la omul, păi mă, nenorocitule, am stat cu tine 10 ani, în ultimii 10 ani vorbesc, ca să-l văd pe Victor Ponta ieșind președinte. Păi tu n-ai fost în stare să uite că a ajuns Victor Ponta președinte. Păi tu mi l-ai demontat pe ăsta că de când te știu nu face altceva decât să-i dai în cap lui Ponta. Știi că a ajuns președinte. Tu de ce n-ai fost în stare, mă? E bine că nu suntem Mircea Joană, așa-i? Să n-ajungem în situația să trebuiască să-i răspundem Mihaelei Joană la un astfel de atac.